Salutare! Bine ați venit din nou pe lecțiivideo.ro. Astăzi vreau să fac un video în care să îmbinăm așa un pic electronica analogică cu electronica digitală și să vă arăt un circuit care poate fi util în momentul în care lucrăm cu plăci cu microcontrolere, gen Arduino, vrem să, nu știu, să construim un aparat și ne trebuie să generăm o anumită tensiune electrică. În special în situația în care trebuie să generăm o tensiune fixă, constantă, deci nu neapărat să generăm un semnal, ci doar o tensiune pe care să o păstrăm constantă o perioadă de timp, putem alege diverse soluții, bineînțeles. Există plăci cu microcontrolere care au DAC incorporat, DAC însemnând convertor analogic-digital, inițialele de la convertorul analogic-digital în engleză. Marea majoritate a plăcilor cu microcontrolere, în schimb, nu includ așa ceva. Putem să conectăm plăcile alea cu microcontrolere la diverse circuite integrate specializate, care sunt DAC-uri, și practic să folosim, să generăm în felul ăsta tensiunile dorite. Însă, pe lângă faptul că trebuie, bineînțeles, să avem un astfel de circuit integrat, trebuie să învățăm cum să comunicăm cu el, fiindcă diverse circuite folosesc diverse protocoale de comunicație și evident că programarea lor se face diferit. Poate nu avem un astfel de integrat sau poate avem, dar vrem să păstrăm lucrurile simple, nu trebuie să ne complicăm și nu vrem pur și simplu să folosim un astfel de integrat DAC, fiindcă ar însemna o risipă. Da? Există o metodă foarte simplă de a genera o tensiune pe mai multe niveluri cu rezistoare, doar cu niște rezistoare. Și metoda asta în engleză se numește R2R. R2R e un termen generic la care s-a ajuns din simplu fapt că va trebui să folosim niște rezistoare care au o valoare fixă unele și o valoare dublă celelalte. Nu contează valoarea lor absolută, putem folosi în esență orice valori ale rezistoarelor, dar important este ca unele rezistoare să aibă o valoare dublă față de celelalte. Și bineînțeles, contează și felul în care le conectăm. Înainte să ajung la schema electronică și să explic în detaliu principiul de funcționare și ce am făcut aici, haideți să continuăm să vedem un pic logica din spatele a ceea ce vrem noi să facem. Deci noi vrem să convertim în esență un număr într-o tensiune electrică. Da? Numărul se află la nivel de programare. Tensiunea electrică, bineînțeles, se află la nivelul circuitului electronic. Este un semnal analogic, da? Bun. Trebuie să înțelegem că numărul ăsta, noi în general în programare și nu numai, lucrăm cu numere în numere zecimale, da? Deci numere în baza 10. De ce? Fiindcă așa e mai ușor pentru noi oamenii. Însă, calculatoarele lucrează în sistem binar. Mai mult decât atât, problema pe care o avem noi în momentul în care vrem să generăm cu un microcontroller niște tensiuni este faptul că ieșirile lui digitale sunt ieșiri binare. Ele pot da 0 logic sau 1 logic pe ieșire. Nu pot da valori intermediare, că nu au cum, că sunt pin ceea ce se numesc GPIO, General Purpose Input Output, adică pin de intrare-ieșire de uz general. Toți acești pini sunt digitali. Da? Nu discutăm despre anumiți pini analogici care există la multe microcontrolere și care sunt pentru introducerea unui semnal analogic și conversia din analogic în digital. Aia este cu tot o altă poveste. Noi acum încercăm să convertim din digital în analogic. Da? Bun, deci practic avem diversi pini de ieșire digitali care, repet, pot fi puși în stare logică 0 sau în stare logică 1 și
cu ajutorul lor putem să facem ceva ca să obținem o tensiune analogică pe ieșire. Practic, ce trebuie noi să facem este să asociem acești pini digitali cu cât un bit din fiecare bit care compun numărul nostru. Da? Fiindcă un număr zecimal în baza 2 se traduce printr-un număr binar care are un anumit număr de biți maxim. Acum depinde foarte mult de valoarea maximă, de numărul maxim de valori zecimale pe care noi vrem să le reprezentăm. Eu în cele ce urmează o să vă arăt numere cuprinse între 0 și 7 inclusiv, deci practic avem aici 8 numere zecimale care se pot reprezenta prin 3 biți. Da? De ce 3 biți? Fiindcă dacă fiecare bit poate lua două valori, 0 și 1, numărul total de combinații care poate fi făcut este 2 la puterea numărul de biți, adică 3. Da? 2 fiindcă avem două valori pe fiecare bit, 3 fiindcă avem 3 biți. 2 la puterea 3 egal 8. 8 valori în total, dacă e să includem și 0, înseamnă că putem reprezenta numere zecimale cuprinse între 0 și 7 inclusiv. Da? Bun, puteam să mă duc în sus la mai mulți biți, dar eu vreau să folosesc o astfel de soluție pentru un circuit de-al meu, un aparat la care o să încep să lucrez în curând și, în primul rând, mie nu-mi trebuie mai mult de 8 valori diferite ale tensiunilor. În al doilea rând, cu un Arduino Uno, ceea ce vedeți aici, voi vrea să controlez de fapt mai multe lucruri simultan, voi vrea să generez două tensiuni complet separate, plus vor mai trebui niște pin digital pentru un ecran LCD și pentru alte lucruri și una peste alta nu aș putea să-mi generez semnale analogice cu mai mulți biți, fiindcă la un moment dat n-aș mai avea pini pe Arduino pentru a face tot ceea ce vreau eu să fac. Și în plus față de asta, un exemplu cu 3 biți, care este practic cel mai simplu exemplu, este mult mai ușor de înțeles pentru voi decât un exemplu cu mulți biți. Oricum, numărul de biți nu contează așa de mult, fiindcă obținerea unui număr mai mare implică folosirea încă două rezistoare pentru fiecare bit în parte. Deci, practic, principiul ăsta se poate scala, se poate mări la orice număr de biți, foarte simplu prin adăugarea de rezistoare suplimentare. Bun. Păi, după cum am spus, noi vrem să folosim 3 pini digitali, care în cazul meu sunt de 0, de 1 și de 2, de la Arduino Uno, pentru a genera aceste tensiuni pe ieșire. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem, la nivel de programare, este să convertim acest număr pe care vrem noi să-l reprezentăm într-o tensiune electrică, din baza 10, din număr zecimal, da, în număr binar. Și trebuie să obținem individual fiecare bit în parte. Și asta vedem aici, pe tabelul acesta de, nu știu dacă să-i zic tabel de adevăr, că nu e tabel de adevăr, dar în fine, în acest tabel, practic asta vedem. Fiecare număr zecimal, ce valoare are el în baza 2, în sistem binar, și cum sunt biții dispuși. Bitul cel mai din dreapta este ceea ce în engleză se numește LSB, Least Significant Bit, adică bitul cel mai puțin semnificativ, și bitul cel mai din stânga este MSB, Most Significant Bit, adică bitul cel mai mult semnificat, cu semnificația cea mai mare, cu importanța cea mai mare, da? De ce? Păi foarte simplu, fiindcă dacă păstrăm toți biții 0 și schimbăm LSB-ul de la 0 la 1, vom avea o diferență de în număr zecimal doar de la 0 la 1. În schimb, când avem 3 biți, dacă schimbăm MSB-ul de la 0 la 1,
și toți ceilalți bits rămân 0, vom trece practic de la valoarea decimală 0 la valoarea decimală 4, adică o valoare mult mai mare. Fiind o valoare mult mai mare, tocmai de asta bitul ăsta, fiindcă influențează mai mult numărul decimal, se numește most significant bit, bitul cel mai semnificativ sau mai mult semnificativ decât celelalte. Și tocmai de aceasta primul bit se numește LSB, fiindcă el, prin schimbarea lui, el determină modificarea numărului decimal doar cu o poziție. Atât. Da? Bun. Repet, întotdeauna primul bit din dreapta este LSB, primul bit din stânga este MSB. Indiferent ce număr de biți avem, asta este logica și asta este ordinea. Da? Dacă am fi avut aici 8 biți în total, am fi avut un MSB-ul aici, urmat de 6 biți pe mijloc și urmat de LSB-ul la final. Și atunci MSB-ul la 8 biți practic ar fi realizat un salt de la valoarea 0 decimală la valoarea 128 decimală. Da? Bun. Deci pasul 1, convertim numărul decimal în biți. Fiecare bit trebuie să reprezinte, din punct de vedere electronic, câte un pin digital de ieșire pe placa noastră cu microcontroller. Și ce mai trebuie să înțelegem noi este că, practic, în momentul în care noi facem 1 logic, 0 logic pe ieșire, cam întotdeauna o să fie 0 volți. Nu știu dacă există vreo placă cu microcontrolere care la 0 logic are o tensiune mai mare de 0. Cred că toate plăcile au 0 logic în 0 volți. În schimb, 1 logic e o tensiune care depinde foarte mult de tensiunea de alimentare a microcontrolului în sine. Da? Eu, fiindcă folosesc Arduino Uno, el se alimentează de la 5 volți și atunci un logic la el este 5 volți. Implicit, valorile intermediare pe care o să le obținem cu această scamatorie cu rezistoare vor fi cuprinse între 0 și 5 volți. Da? Pasul între două valori decimale este dat de formula tensiunea asta maximă, care, repet, la Arduino 1 este 5 volți, împărțit la 2 ridicat la puterea numărul de biți. Noi, fiindcă folosim 3 pini digital de ieșire, deci 3 biți, practic avem 8 valori în total și pasul ăsta, tensiunea LSB notată aici, este 5 împărțit la 2 ridicat la puterea 3, adică 8, 5 împărțit la 8, adică 625 de milivolți. Da? Asta înseamnă că noi vom putea realiza, pe ieșire vom putea obține tensiuni cu un pas de acești 625 de milivolți, cuprinși între 0 și 5 volți minus 625 de milivolți. Deci ultima valoare pe care putem noi să o obținem nu va fi niciodată valoarea asta maximă, ci va fi valoarea maximă minus tensiunea LSB-ului. În cazul nostru, 4,375 de volți calculați matematic. Da? Și ăsta va fi pasul în tensiune analogică pe care îl vom obține între fiecare număr decimal. Deci la trecerea dintre două numere decimale consecutive, noi vom crește sau vom scădea tensiunea pe ieșire cu această tensiune LSB, care în cazul nostru 625 de milivolți. Ok? Bun. Și, practic, până aici am asigurat logica la nivel de programare, am explicat ceea ce trebuie noi să înțelegem din punct de vedere digital și ceea ce va trebui să facem la nivel de programare. Eu nu o să vă arăt partea de programare, fiindcă dacă nu cunoașteți un limbaj de programare, în special C-ul cu care să programați Arduino, practic asta e o problemă separată, ar trebui să învățați. Eu nu mă focalizez deocamdată
pe canalul meu cu lecții de programare, așa că o să sar peste chestia asta. Acum că am asigurat partea de programare, haideți să vedem cum facem în momentul în care practic noi avem 3 pini digitali, care fiecare merg între 0 și 1, logic, respectiv între 0 și 5 volți. Cum facem să obținem această tensiune de ieșire care are valori intermediare între 0 și 5 volți? Și soluția este foarte simplă, după cum am zis la începutul videoului, folosim ceea ce pare a fi o scară de rezistoare. Sunt mai multe divizoare rezistive conectate în serie, în esență. Și se numește R2R, fiindcă, așa cum am zis mai devreme, folosim rezistoare de două valori diferite, o anumită valoare pe care o alegem noi și o valoare dublă față de acea valoare. Și scara asta se construiește foarte simplu. Avem niște rezistoare pe orizontală și niște rezistoare pe verticală. Întotdeauna vom pleca de la masă, mă rog, cel puțin dacă vrem să avem o situație simplă. Poate pe viitor, nu știu, vom descoperi că ne ajută mai mult o altă configurație, dar deocamdată eu vă explic configurația simplă ca voi să înțelegeți principiul de bază. De la masă se pleacă cu un rezistor de valoare 2R către primul bit și ăsta e un rezistor vertical și apoi se pune un rezistor orizontal tot de valoare 2R care se conectează la LSB, la bitul cel mai puțin semnificativ, D0 în cazul meu. Ok? După care pentru fiecare bit în parte se mai adaugă vertical încă un rezistor de data asta de valoare R și orizontal un rezistor de valoare 2R care se duce, repet, la următorul bit de 1 în cazul meu și încă o dată repetăm figura pentru al treilea bit și ultimul, pinul de 2. Deci practic pe orizontală noi avem întotdeauna pinii care se duc, rezistoarele care se duc la biți, la pinii digital de ieșire care reprezintă fiecare bit în parte. Rezistoarele astea au întotdeauna o valoare de 2R. Iar vertical, între fiecare rezistor de bit, avem câte un rezistor de valoare R, adică practic jumătate din valoarea acestui rezistor orizontal. Singura excepție este primul rezistor de aici, care se duce la masă și care are tot valoare 2R ca și rezistoarele orizontale. Iar tensiunea de ieșire va fi acest punct dintre rezistorul 2R și R de la ultimul bit. Oricare ar fi el, ultimul bit practic ne dă tensiunea de ieșire. În cazul meu, pinul de 2 de la Arduino este bitul cu numărul 3, sau mă rog, bitul cu numărul 2 dacă începem numerotarea de la 0. Da. Aici pe ieșire noi vom avea tensiunile obținute prin comutarea acestor pini între 0 și 5 volți. Practic toată scamatoria asta funcționează fiindcă în momentul în care noi conectăm acești pini la tensiunea de alimentare sau la masă, vom schimba configurația acestor multe divizoare rezistive și da, în felul ăsta vom obține tensiuni intermediare. Ok? Eu pentru a face niște experimente practice am folosit rezistoarele 2,7 kΩ pentru 2R și 1,3 kΩ pentru R. 2,7 este aproape dublu cât 1,3. Nu e matematic, ar fi trebuit 2,6, dar în fine, nu există rezistoare de 2,6 standardizate. Și atunci am folosit 2,7. Contează mai puțin. Ideea de bază asta este. În momentul în care vă alegeți, să zicem, o valoare R, vedeți ce valoare dublă puteți să alegeți pentru rezistoarele 2R. Ok? Și pentru exemplificare am făcut Arduino-ul să practic să intre într-o buclă și să genereze tensiunile aferente numerelor de la 0 la 7 cu o diferență de 1 milisecundă între fiecare număr.
Adică generează tensiunea pentru 0, apoi stă 1 milisecundă, după care pentru 1, stă 1 milisecundă, 2 și așa mai departe. Și în momentul în care ajunge la 7, se întoarce înapoi la 0 și continuă astfel într-o buclă. Iar rezultatul este ăsta. Da, pe osciloscop vedem practic o scăriță, fiecare poziție verticală reprezintă tensiunea asociată cu fiecare număr în parte. Okay. Mai vedem niște vârfuri foarte, foarte scurte verticale. Asta se întâmplă la, practic, la tranziția de la un bit. Când un bit se face din 1 în 0, există o perioadă foarte, foarte scurtă de timp, de ordinul microsecundelor, în care, practic, avem o valoare analogică care se apropie de 0, până când următorul bit se poate face 1. În fine, aceste vârfuri de tensiune mică ar putea fi eliminate complet punând un mic condensator pe ieșire. Bineînțeles, condensatorul ăsta ar încetini un pic schimbarea valorilor tensiunii de pe ieșire și el în sine ar trebui calculat corespunzător în funcție de cât de mare vrem să fie încetinirea aceasta. În fine, nu intru în detalii, e în esență o discuție despre un filtru RC trece jos. Momentan pe mine nu mă interesează, așa că vă rămâne vouă o temă să vă dați seama cam, sau să simulați sau să experimentați, să vedeți ce condensator ar trebui să puneți ca să eliminați vârfurile astea. Oricum, important este doar să știți că ele există și de ce există. Mai departe, fiecare alege dacă este o problemă sau nu pentru el. Și vedem că avem efectiv aceste 8 poziții între 0 volți și 4, ceva. Atenție că, din păcate, osciloscopul meu are o ciudățenie și are un decalaj de vreo 100 și ceva de milivolți. Ca eu să obțin măsurători de precizie mare, trebuie să-l calibrez de fiecare dată când îl pornesc, lucru pe care evident că nu-l fac, că nu am nevoie, astfel că valorile absolute citite pe el sunt un pic decalate. Nu cu mult, 100 și ceva de milivolți. Nu este o problemă, vă spun vouă doar ca să înțelegeți de ce valorile astea sunt un pic diferite față de ceea ce am calculat noi. Am pus cursori aici, primul cursor la valoarea 1, practic, fiindcă ceea ce vedem noi aici în partea de jos de tot este valoarea 0 decimală, tensiunea aferentă valorii 0. După care prima treaptă din scara noastră este valoarea 1, numărul 1. Da? Și vedem aici cursorul care spune că are 760 de milivolți, repet, fiindcă sunt acești 625 de milivolți, dar cu un mic decalaj din cauza osciloscopului. La fel am pus sus de tot, pe numărul 7 practic, un nou cursor și ni se spune 4,44 de volți, sunt acești 4,375, dar cu 100 de milivolt sau ceva de genul ăsta decalaj din cauza osciloscopului. Practic vedem foarte clar că în felul ăsta noi am putut obține cu doar 3 pini digitali care practic scot tensiuni pe ieșire cuprinse între 0 și 5 volți, dar nu valori intermediare, am putut obține 7 valori intermediare, da? Foarte simplu, cu doar 6 rezistoare. Și în felul ăsta putem să ne construim un convertor digital analogic rudimentar. Atunci când nu vrem mai mult, când nu ne trebuie mai mult, când nu vrem să facem risipă de circuite integrate specializate, putem foarte bine să folosim această tehnică. Repet, dacă foloseam mai multe terminale digitale, mai mulți pin de ieșire digital, evident că puteam obține un număr mai mare de trepte și implicit că acest salt în tensiune ar fi fost mai mic.
am fi avut diferențe mai mici între numere, fiindcă indiferent cât de mult creștem numărul de biți, tensiunea maximă obținută este aceeași. Este practic dictată de tensiunea de alimentare a microcontrolului și implicit tensiunea pe care microcontrolul o poate oferi pe ieșire. În felul ăsta, dacă avem o tensiune fixă, dar număr de biți din ce în ce mai mare, automat tensiunea asta LSB, tensiunea, pragul de tensiune dintre două valori decimale, devine din ce în ce mai mic. Da? Să zicem, dacă am fi avut 4 biți, atunci am fi avut 312 milivolți între două valori decimale și am fi avut aici o scăriță cu trepte mai mici. Da? Dacă am fi avut 8 biți, am fi făcut salturi doar de circa 20 de milivolți. Ar fi fost un prag și mai mic, o treaptă și mai mică. Bun, cam asta este, nu este cine știe ce inginerie. Repet, dacă vreți să din 3 biți să-l faceți 4 biți, tot ce trebuie să faceți este să veniți cu un nou rezistor aici R, un nou rezistor aici 2R, să conectați bineînțeles aceste rezistoare, iar acest 2R să-l trimiteți la cel de-al 4-lea bit, da? Și să continuați tot așa. Vreți al 5-lea bit? Ok, mai puneți aici un rezistor R, aici un rezistor 2R, le conectați împreună, conectați pinul ăsta la bitul lui, în cazul ăsta ar fi al 5-lea bit, al 5-lea pin digital și tot așa. Singura chestie este să nu uitați ca de fiecare dată să mutați pinul de ieșire, să mutați pirul de la care vă luați tensiunea de ieșire la divizorul rezistiv de la ultimul bit. Da? Fiindcă altfel, bineînțeles, că nu o să obțineți rezultatele explicate aici. Și asta este toată filozofia. Bun. Sper că a fost de folos. Ați mai învățat ceva interesant. Repet, eu o să folosesc scamatoria asta la un proiect pe care o să-l încep în curând și o să vină video și cu el. Vreau să-mi construiesc un aparat care să testeze acumulatori, în special cu litiu, practic să-i descarce la curenți diferiți și să calculeze capacitatea lor reală. Așa că țineți aproape că vine în curând. Mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc și celor ce sprijină într-o formă sau alta acest proiect. Un like este gratuit și ajută algoritmul YouTube-ului să recomande și altora videourile mele. De asemenea, o abonare la canal nu strică dacă vreți să vedeți și pe viitor alte videouri. Să ne vedem cu bine, la revedere!